Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt. Nu ceda ispitei. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Oricărui om ispitit să-și îngăduie pofta, i-aș spune, nu ceda ispitei, ci limitează-te la folosirea alimentelor sănătoase. Te poți educa pentru a te bucura de o dietă sănătoasă. Domnul îi ajută pe cei ce se ajută singuri, dar când oamenii nu fac eforturi deosebite pentru a împlini gândul și voința lui Dumnezeu, cum poate lucra El cu ei? Să ne facem partea, ducându-ne până la capăt mântuirea, cu frică și cu tremur. Cu frică și cu tremur să nu facem greșeli în modul în care ne tratăm corpurile, pe care înaintea lui Dumnezeu avem obligația să le păstrăm în cea mai sănătoasă condiție posibilă.